De dimineață până seara, micii producători din piață stau în frig lângă tarabe și așteaptă clienții care nu se înghesuie să apară. Numărul acestora a început să scadă odată cu temperaturile de afară, iar acest fapt le dă bătăi de cap celor care încearcă să-și vândă produsele. Majoritatea comercianților care aveau mese închiriate în piața Crihala au renunțat să mai plătească chiria pe perioada de iarnă. Unul dintre motive îl poate reprezenta faptul că este frig, iar legumele și fructele aduse spre vânzare riscă să înghețe, iar un alt motiv îl reprezintă lipsa clienților, deoarece după perioada sărbătorilor de iarnă, cumpărătorii sunt foarte puțini. Este foarte frig. În rest, nu, lumea oricum nu iese la piață. 2-3 ore dacă apare cineva, e lucru mare. Foarte mulți comercianți văd că au renunțat la mese. Noi sperăm să revină, pentru că altfel va fi bine pentru noi toată lumea să fie concurența de piață. Mai multă desfacere, mai multă avantajul clientului. Au fost însă și temerari care au venit la tarabe cu gândul că vor face profit. Dar cum și cumpărătorii au fost puțini, marfa a rămas nevândută. De unde bani la început de an? Ce căutați acum? Acum am uitat bani de varză, dar văd că e cam scump, 2,50 lei, că o să am mai ieftin. Mă duc în Piața Island. E frig. Marfa rezistă? Da, rezistă, nu se îngheață, nu nimic. Ca iarna merge. Cumpărători sunt? Așa, așa, așa. Nu prea. Cheltuie lumea de sărbători. Văd că piața este mai mult goală, nici comercianți nu sunt prea mulți. Așa e iarna. În primăvară începe lumea să vină. Părerea mea că sunt scumpe, ar trebui să mai scadă prețurile, dar nu știu de ce. Eu cred că nu mai sunt legume românești. Cum speranța nu îngheață, micii comercianți încă speră că lucrurile se vor schimba, iar clienții se vor îndrepta spre produsele românești expuse la vânzare în piețe de către producători.